Și dacă trecutul s-ar rescrie după cheful nostru de a fi fidel față de istorie, cum ar fi? Citam mai de unăzi o carte în care eroul a spus doar prima oară adevărul despre divorțul său unui prieten. Apoi, sătul de a tot fi întrebat ba de unul, ba de altul, a ajuns să inventeze variante tot mai depărtate de adevăr. Așa că m-am gândit eu, ia să povestesc mai multe variante posibile ale dispariției lui Ceaușescu în 1989. Vin revoluționarii la palat, Ceaușescu fuge cu elicopterul, acesta aterizează chipurile. Din cauza amenințării doborârii sale sau a lipsei de benzină la Târgoviște, e judecat de divers și de Gelu Voican Voiculescu. Ceaușescu zice că răspunde doar în fața Marii Adunări Naționale, e condamnat la moarte și ciuruit în ziua de Crăciun. Nostalgicii atei, cu masca ortodoxiei, spun că sărăcuțul a murit în ziua de Crăciun. Voi puncta doar elementele care se deosebesc de scenariul 1. Ceaușescu fuge cu elicopterul până la Drobeta, Turnul Severin. E judecat doar de Gelu Voican Voiculescu și Ceaușescu strigă că nu răspunde uneia cu față de haiduc, dar este executat pe 27 decembrie. Nostalgicii spun despre Ceaușescu că a murit sărăcuțul în a treia zi de Crăciun. Vin securiștii la palat să-l dea jos pe Ceaușescu. Ăsta fuge cu o motocicletă românească Mobra până în cartierul Drumul Taberei. O lasă pe Leana în mâinile securiștilor care o internează la azilul de babe nebune, iar Ceaușescu i-a depostit de o admiratoare într-o spălătorie. Rămâne permanent acolo. Se tunde la chelie, își face tatuaje pe cap cu I Love Rock și se angajează ca tăietor de bilete la concertele rock, unde vin doar formații plus 70, plus 80, plus 90. Doar se știe, România e țara rockerilor pensionari. Trăiește, se pare, și azi iluzia grandorii de pe vremuri, când taie bilete și murmură scorpionic Here I am like a hurricane. De amintit și faptul că nu există nostalgici, iar cei cu tendințe îi lasă de o bere lui Ceaușescu, că prea le-a făcut pe toate. Ceaușescu fuge cu elicopterul până la Dunăre și reușește să noate până la Sârbi. Sârbii nu-l vor și îl dau albanezilor. Albanezii îl dau la fel grecilor. Grecii îl pasează turcilor. Turcii Arabiei Saudite, Arabia Saudită Irakului, unde era însă prietenul lui Ceaușescu, Saddam Hussein, încă președinte, și care pune capăt astfel jocului de a tica-taca cu Ceaușescu. Saddam îl ospătează bine și îl face întâi prim-ministrul său, apoi binevoiește să moară repede și îl lasă pe Ceaușescu în loc. Imediat se instaurează societatea multilaterală dezvoltată și Ceaușescu devine, cu ajutorul cultului personalității, eroul pe cămilă și cu Kalashnikov al irachienilor. Din păcate, cadâna șefă, Aylin Mustafa, îl manipulează așa de rău încât urmează primăvara arabă, Ceaușescu e dat jos și împușcat în locul lui Saddam. Bineînțeles, de chiar salvatorul român, Gelu Voican Voiculescu. Se pare că a fost executat tot într-o zi sfântă din acea țară și nostalgicii spun săracul al Ceaușescu, cum i-au mâncat capul câinii de gheauri. După cum se știe, Ceaușescu a fost într-o vizită la regina Angliei prin 1970 ceva. A stabilit conexiuni diplomatice, comerciale, dar și secrete. După vizită s-a apucat să sape de unul singur, doar se știe că pe vremea lui Ceaușescu toate au fost făcute doar de Ceaușescu. Ceilalți români doar se tolăneau și beau cafele, nechezol și beri reci de Rahova. Așa, cum ziceam, a făcut un tunel între București și Londra la minus 70 de metri adâncime. Așa se explică de ce s-a realizat metroul bucureștean în anii 70. Tocmai ca să se mascheze această conexiune neștiută de nimeni, nici măcar de Elenuca lui. La Revoluție, Ceaușescu a și intrat în tunel, a profitat de zăpăceala mediatică din toată lumea și când era zarva mai întoi, a dat el, fără știința nimănui, o lovitură de palat în Anglia, înlocuind-o cu succes pe adevărata regină. Doar se știe că reginei îi plăceau vinurile românești, mai ales să tragă dimineața din ele la măsea. Acum se explică și de ce. În fine, Elisabeta a murit acum vreo 2 ani și nostalgicii englezi încă mai cred că Elisabeta era doar Elisabeta. Ha, au luat țeapă. Ok, înțelegeți? Dacă te-a pus să rescrii trecutul, nu te mai plictisești niciodată.